Bun găsit tuturor la un nou episod pe acest canal. Înainte să începem, nu uita să apeși pe butonul abonează-te și pe cel de like pentru a vedea episoadele din serialul tău preferat traduse complet. Vă doresc vizionare plăcută și numai bine! Astăzi vom vorbi despre biografia actorului Ulf Kahyaoglu, care joacă rolul lui Kerem în serialul Melek. Ulf Kahyaoglu s-a născut pe 25 mai 1995 în Zmir. A absolvit Universitatea Docuzeilul, Facultatea de Arte Plastice, este actor de teatru, film și televiziune și a făcut debutul în actorie cu filmul Bana Bir Kakmakver în anul 2018. Ulterior, a participat la producții precum Kure, Melek, İçindeki Kahraman, a interpretat personajul lui Serdar în serialul Elbet Birgun, apoi a dat viața personajului Berk în serialul Tozluyaka. Kahyaoglu a jucat în peste 10 scurtmetraje, dintre care Kimi Sevsemkmaz, care a fost prezentat la Festivalul de Film de la Cannes, și Ahbir Ataşver, care a câștigat 7 premii internaționale. Pe lângă actorie, de 4 ani lucrează ca coregraf pe scenele teatrelor. Până în prezent, tânărul actor a primit o gamă largă de pregătire actorcească. A fost unul din cei 12 actori aleși din peste 400 de actori din întreaga lume să participe la un workshop care se află în top 3 pe lista celor mai bune școli de actorie din lume.